Pentru iubitorii de drumeții, am selectat din traseul Drumul Fructelor o zonă cu o istorie și așezare geografică deosebită. Această zonă se numește Slanic Prahova. Stațiunea balneoclimaterică, centru al sării, incluzând muntele de sare și a doua mare salină din Europa, oraș ce se află în sectorul nordic al subcarpaților Prahovei, în vecinătatea munților Teleagenului și a munților Grohotiș, înconjurat de peisaje pitorești și dispunând de condiții de cazare, tratament și divertisment variate, Slanic Prahova este locul ideal atât pentru tratament și recuperare, cât și pentru petrecerea vacanței. A devenit cunoscută în primul rând datorită zăcământului de sare care se exploatează de peste 3 secole. Dintre toate exploatările de sare ale României, cele de la Slanic Prahova sunt totuși cele mai recente ca atestare documentară. Începuturile sunt legate de spătarul Mihail Cantacuzino, care, dându-și seama că în regiunea Slanic Prahova există un zăcământ de sare și vrând să deschidă o mină, a cumpărat în 1685 și 1694 moșia Slanic. Din zapisul care consemnează tranzacția din 1685, mai aflăm că la Teișani, la 5 km est de Slanic, au existat și înainte de acest an vechi ocne de sare de adâncimi mici. Zapisul de la 1685 sau 7193 la vremea respectivă, de pe 20 aprilie, scrie că moșnenii din Slanic vând spătarului Mihail Cantacuzino jumătate din preste tot hotarul cu tot locul cu sare, unde este a se face ocna, cu 700 de talere. A pus o condiție specială, deci a dat aproape jumătate din suma cu care a cumpărat, dar trebuia să găsească sare de calitate și în cantitate mare. Deoarece, după ce a deschis ognele, a găsit ceea ce și-a dorit, a plătit integral suma moșnenilor. Prima exploatare s-a deschis în anul 1688 pe Valea Verde, iar între anii 1689-1691, spătarul Mihail Cantacuzino a deschis și exploatările de la Baia Baciului. Munca era manuală, era făcută de către ognași, aceștia spărgeau sarea cu sculele de mână, o încărcau în burdufuri din piele de bovină și folosind crivacul, sarea era ridicată la suprafață. Crivacul era un sistem de scripeți acționat de către cai în cazul nostru. Iluminatul se făcea cu lămpi cu petrol, cu făclii, cu opaițuri. Timp de 200 de ani așa s-a scos sarea la Slanic. Începând cu 1865 se trece la o nouă metodă, metoda sistematică cu mai multe capete. Acum accesul în zăcământul de sare se face pe o galerie orizontală, principală, din care se dezvoltă exploatarea în mai multe camere. Prima mină în care s-a aplicat metoda s-a numit Carol, a fost deschis între 1881-1936 și s-a ajuns la adâncimea de 90 de metri. Mina Carol există, nu se vizitează, pentru că nu prezintă siguranță deplină. În 1912 se introduce metoda sistematică cu camere trapezoidale în Mina Mihai. S-a exploatat până în 1942, mina există încă, se vizitează din când în când, dar este păstrată mai ales pentru concursurile naționale și internaționale de aeromodel. Este exact deasupra salinei Unirea, între ele există un tavan de 40 de metri. Mina Unirea este mina care se vizitează, a fost deschisă oficial în 1943, lucrările de deschidere au durat 5 ani de zile, este compusă din 14 camere, se vizitează 5 camere, este situată la o adâncime de 208 metri.
S-a scos o cantitate de aproximativ 2,9 milioane metri cubi de sare. Una din frumusețile Minei Unirea o reprezintă pereții, care, față de alte exploatări de sare, sunt netezi. Acest lucru se datorează mai ales folosirii havezei. Haveza fiind o freză care are o lamă ce are posibilitatea să taie și pe orizontală, dar și pe verticală. De asemenea, Unirea este unică în Europa datorită înălțimii camerelor. Distanța de la tavan la podea este de 54 de metri. În 1970 se oprește exploatarea, devine punct de vizitare și loc de tratament al afecțiunilor căilor respiratorii. Tot în 1970 se deschide salina nouă și se introduce metoda camerelor mici și a pilierilor pătrați. Camerele au înălțimi de 8 metri, iar tavanele despărțitoare dintre etaje 7-8 metri. Aspectul general al exploatării este de fagure, sau mai bine zis de structură de bloc neterminată. Se folosește în principal metoda cu exploziv. După detonare, sarea este încărcată în basculante și acestea, pe o șosea tip spirală, ajung la suprafață de sare. Este metoda care se folosește și astăzi. Mina se numește Cantacuzino, s-a ajuns la o adâncime de 200 de metri și se continuă pentru că la Slănic grosimea stratului de sare este de peste 350 de metri. Situată la aproximativ 100 de kilometri de București, 100 de kilometri de Brașov și 41 de kilometri de Ploiești, cu un climat continental caracterizat prin veri plăcute și ieri relativ blânde, cu o temperatură medie anuală de 19 grade Celsius, stațiunea este recomandată și pentru aerul puternic ozonat, specific zonei subalpine. Orașul Slănic a fost declarat stațiune balneară din anul 1889. Astăzi este o stațiune balneoclimaterică permanentă de importanță națională. Aici există și 6 lacuri naturale cloruro-sodice hiperconcentrate, cu nămol sapropelic de o mare valoare curativă. Devenită atracție turistică și o importantă bază de tratament, salina din Slănic are o adâncime de 208 metri, fiind a doua ca mărime din Europa, după cea din Polonia. Stațiunea Slănic Prahova le este recomandată atât persoanelor cu probleme de sănătate din sfera afecțiunilor respiratorii și reumatismale, cât și altor categorii de persoane, indiferent de vârstă, cărora le sunt oferite o gamă largă de servicii medicale, cure antistres, antisedentare sau sportivilor care găsesc în cadrul complexului balnear dotările pentru antrenamente și cantonamente. Vechea mină de sare, Unirea, la adâncimea de 208 metri, se tratează bolile cronice ale aparatului respirator și din sfera ORL, astmul bronșic, bronșita cronică, bronhopneumonia cronică obstructivă, emfizemul pulmonar, infecțiile recurente ale tractului respirator superior, rinosinuzita cronică, laringotraheita cronică. Eficiența terapeutică și profilactică a microclimatului salin a fost descoperită cu mai bine de 100 de ani în urmă de către un medic polonez în Salina Wieliska. La noi în țară s-a utilizat din 1960 în mod empiric, iar din 1972 sub supraveghere medicală. Eficiența microclimatului Minei Unirea a fost studiată științific în tratamentul astmului bronșic la adulți și la copii și este similară cu cea din salinele din Europa.
Bolile și afecțiunile respiratorii se tratează în microclimatul din salină, unde, în spațiile special amenajate, se practică aerosoloterapia. Gimnastica de specialitate este coordonată de cadre medicale. În epoca în care trăim, asistăm la o creștere alarmantă a mortalității prin boli respiratorii sau din cauza poluării atmosferei, factorilor alergeni, tabagismului. Terapia de salină reprezintă o alternativă naturistă de mare valoare la terapia medicamentoasă și o verigă importantă în tratarea complexă a acestor patologii.